Omul de afaceri Ilie Carabulea și fostul director general de la Carpatica ASIG, Marian Mârzac, au fost arestați preventiv. Decizia a fost luată de Tribunalul București aseară la propunerea procurorilor DNA. Radu Mustăția, membru în Consiliul de Administrație al Carpatica ASIG, a primit interdicția de a părăsi țara timp de 30 de zile. Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București. Potrivit DNA, Ilie Carabulea este cercetat penal pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, cumpărarea de influență în formă continuată, dare de mită, folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la uz de fals. Marian Mârzac, fost director general al Societății de Asigurări cu sediul central la Sibiu, este cercetat pentru mai multe infracțiuni, cum ar fi asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, luare de mită, trafic de influență sau abuz în serviciu. În același dosar sunt cercetați președintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, Radu Mustăția, și Ovidiu Ioan Cezar Giurgea, funcționar la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Potrivit anchetatorilor, în perioada mai-iunie 2013, Ilie Carabulea, Marian Mârzac și Radu Mustăția au constituit o asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Au reușit să tergiverseze și să influențeze rezultatele unor controle dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară față de Societatea de Asigurări deținută și controlată indirect de Carabulea Ilie, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave, arată procurorii DNA. În același dosar este urmărită penal și soția ministrului Finanțelor, Laura Elena Chițoiu, fiind cercetată pentru abuz în serviciu contra intereselor publice.